Salutare, prieteni! În acest video vă prezint un set pentru PA4X pentru 2019, pentru cei care cântă manual. La acest set s-a muncit foarte mult, sună totul egal. Este o percuție nouă, aveți performanțe, tot ce vă trebuie. Pentru folclor, aveți folclorul lui Viorel de la Bârlad, refăcut de mine. Și alt folclor al lui Marius Gerea, tot la fel. Am umblat la volume, la samplere, am schimbat câte ceva să sune bine pentru acest set. În acest set aveți toate style-urile puse în foldere separate, cu fiecare solist consacrat în parte. Adică avem Florin Salam, tot ce cântă el într-un folder. Leo de la Cuvei, tot ce cântă el într-un folder. Ionuș Cercel, la fel și mulți, mulți alții. Acum percuția este bătută la fiecare style în parte. Sună cam așa. Bătută cu break-uri, cu solo, tot ce trebuie. În acest set, pentru manual, avem 8 chitări pentru manele și cu 6 variante de bas diferite. Prima să vă prezint performanțele cu chitară. Bun. Acum avem fiecare bas. Acesta este basul lui Bogdan de la Florin Salam, cu aceleași chitări pe care vi le-am prezentat mai devreme. Următorul bas, aveți 6 variante de bas. Aveți și basul lui Găbiță, cu aceleași variante de chitări, decât că se schimbă basul. Basul lui Marius Babanu. Acum la lente avem tot la fel. 8 piane diferite, 8 performanțe și cu basul aceeași chestie. Basul lui Găbiță. Basul lui Marius Babanu. La horă aveți tot ce vă trebuie, în caz că aveți sambalul în formație, aveți chitări, contrabas, aveți și țambal, tot ce vă trebuie pentru purtată, pentru tot felul de... și pentru folclor. La bănățene avem o performanță de bănățene.
Aveți viol, tobă care se bate manual, bun, acest set este standard, dar se poate optimiza în funcție de piesele și sound-ul pe care le doriți. Și în următoarele minute vă voi prezenta setul împreună cu fratele meu, Emanuel Vovo. Salut! Audiție plăcută!
Thank you.
Thank you.